După ultimele incidente care s-au petrecut în spațiile de școală, grădinițele și creșele de stat și private ar putea fi obligate să monteze camere de supraveghere în sălile de clasă, pe holuri, în sala de mese și de festivități, precum și în exteriorul clădirii. Aceste prevederi sunt incluse într-un proiect de modificare a articolului numărul 66 din Legea Educației, numărul 198 din 2023 și care a fost depus la Camera Deputaților. Potrivit articolului de lege în vigoare încă, în prezent, legea nu permite amplasarea de camere de supraveghere audio-video în sălile de clasă în care majoritatea părinților își exprimă dezacordul înscris în cadrul contractului educațional. Totuși, în urma evenimentelor care s-au petrecut la școala gimnazială Nicolae Titulescu din Capitală, unde se află în curs de desfășurare o anchetă a Corpului de Control al Ministerului Educației, creșele și grădinițele de stat și private vor fi probabil obligate să monteze camere de supraveghere audio-video în sălile de clasă, pe holuri, precum și în interiorul clădirii și în sălile de mese și festivități. Potrivit expunerii de motive, violența psihologică și abuzul emoțional sunt fenomene din ce în ce mai întâlnite în cazul preșcolarilor, iar acestea vin din partea unor persoane cu care minorii se află într-o relație de încredere sau de răspundere și în majoritatea cazurilor aceștia sunt educatori, învățători, director. Modalitatea de abuz îmbracă forme diferite de la umilire verbală la non-verbală, la amenințare, terorism, ridiculizare. În acest context, evident că putem discuta de abuz din partea cadrului didactic care poate îmbrăca inclusiv forma răspunderii penale, dar pentru a putea ajunge la sancțiuni este necesar ca aceste fapte să fie cunoscute, ori vârsta copiilor este un impediment. De aceea trebuie găsite mijloace prin care aceste fapte să fie descoperite cât mai devreme, fără a supune copilul la traumă pe o perioadă îndelungată. Se află în expunerea de motive. Documentul nu precizează totuși din ce surse se vor cumpăra camerele de supraveghere și nici sume alocate, relatează Tribuna Învățământului.ro.